E ora 10. Deja cine o să alăture o să poată să vină pe parcurs, dar ca să nu-i pedepsim pe cei punctuali, eu propun să începem acum. Noi vă salutăm la Guvernul Republicii Moldova. Suntem în a doua întrevedere, discuție cu deținătorii titulari de patentă. De data asta am invitat și reprezentanții altor instituții ale statului ca să avem o discuție mai punctuală atunci când este cazul. De data trecută au fost semnalizate unele neînțelegeri. Noi, împreună cu colegii, atât de exemplu de la FISC, am depus eforturi ca să eliminăm acele probleme de moment cu asigurare, de exemplu. Am făcut unele clarificări, dar este important să continuăm această discuție, să vedem ce mai ajustăm, ce mai ajutăm, pentru ca să fim gata pentru data de 1 iulie. Pe scurt, o să vă mai rezum o dată ce intenționăm să facem în acest proces. Deci, acum avem încă o dată activitatea independentă deja votată, simplificările și debirocratizarea acestui proces. Deci, la moment, nu există absolut nicio raportare, contabilitate și așa mai departe în acest regim. În afară de asta, deținătorii de patente au plafonul vânzărilor anuale de 300.000 de lei. Activitatea independentă oferă un plafon de 4 ori mai mare, de 1.200.000 de lei anual. Deci de 4 ori mai atractiv. Impozitarea. Deținătorii de patente acum plătesc până la 8.400 de lei dacă este în zonele urbane, corect? Pe an. Acum, la regimul activitatea independentă avem un procent din vânzări, ceea ce dacă am reieșit din acest plafon de 300.000, ar ieși undeva 3.000 de lei la vânzările actuale dacă deținătorii de patentă le ating la maxim. Deci este mai ieftin și mai accesibil. Este potențial de creștere. Oferim un spațiu mult mai mare de creștere pentru deținătorii acestui regim. În afară de asta, și asta este ceea ce vrem să discutăm astăzi, înainte de, dacă vrea cineva să facă anumite intervenții, am invitat astăzi și colegii de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului ca să discutăm și să se prezinte inclusiv publicului produsul care este în pregătire, să-l consultăm cu voi despre oferirea unor granturi pentru deținătorii de patentă care fac această tranziție și este, o să subliniez, este pentru prima dată în 25 de ani când statul investește în acești antreprenori. Este doar un început. Noi avem prin ODA instrumente diferite de a susține antreprenorii, dar este un început care îl facem dedicat, special, pentru deținătorii de patentă. O să se discute la moment, deci nimic din ceea ce o să spună Dumitru Pânte, colegul nostru de la ODA, nu este decis. Vrem să vedem opinia voastră, vrem să vedem cum vi se pare și vrem să vedem ce să îmbunătățim. De asemenea, aici avem și colegi de la Ministerul Muncii, de la FISC, de la Ministerul Finanțelor, dacă nu greșesc, pentru că data trecută au apărut unele subiecte care erau de competența lor. Haideți să discutăm. Dacă este cineva care vrea să intervină, și eu sper data asta să avem o discuție poate mai calmă decât data trecută, poftiți, puteți să interveniți. Noi o să trebuiască să închidem ședința la 11:30, pentru că avem alte ședințe, alte discuții și, mă rog, lucru trebuie și făcut. Dar până atunci, haideți să încercăm să fim cât mai organizați ca să acoperim toate subiectele care sunt arzătoare, stabilim data următoare ședințe dacă este necesar, vedem ce mai este de făcut. Dacă
vrea cineva să intervină. Eu n-o să... Da, poftiți. Grigorie Marciuc Soroca, ați făcut un calcul greșit, domnul Alaiba, deci patentarul plătește nu 8400, dar 3600 pe an. Jurale, da. Urban, pe da, da. Diferența totuși este. Nu, eu am pus maxim. Eu am pus maxim. În zonele urbane e 3000 și în Chișinău e 8400. Pentru zonele rurale e și mai, și mai mare diferența. Da. O să fie și mai ieftin față de ceea ce este acum. Deci noi chiar, credeți-ne, am stat câte ori am dedicat acestui subiect ca să facem un produs într-adevăr just și corect pentru acești antreprenori, nu am atras atenție la prea multe domenii, din păcate. Credeți-ne, este, poate nu-i perfect, spuneți-ne ce se mai poate de ajustat, dar este rezultatul la foarte mult discuții și cercetări și ce să mai facem și așa mai departe. Poftiți. Mă numesc doamna Cepchi, consilier al orașului Reșinești, Ștefan Vodă, titular de patentă în raza acestui orășel. Ce vreau să vă zic? În primul rând, vă mulțumim pentru că ne-ați acceptat așa cum suntem, dar eu vreau să intervin cu o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, la următoarea, la precedenta întrunirii, când ne-am întrunit toți împreună, am decis să mergem prin piețe, să discutăm cu oamenii, pentru că o analiză mai profundă. Urmează, asta o să urmează. Facem. Dumneavoastră de acum ați spus, spus bătut legea. Eu n-am spus că săptămâna viitoare mergem în piață. Da. Pentru că eu am depus niște demersuri la domnii deputați, care cu ala au făcut agitație electorală și au făcut selfie cu toți titularii de patentă și acum, adică insist chiar zile zic că a fost frig, rece, să vadă cum creează un aparat de casă, în ce condiții activează cetățenii, nu a fost să fie. Pe urmă, vreau să vă rog respectuos, eu vreau tot să știm cele 15, să dați nume celor 15 firme care au importat aparate de casă fără ca să fie o planificare, pentru că de facto sau de euro sau de mai mult de facto nu există atâția cetățeni câte aparate de casă aveți să schimbați așa ca cum schimbă popa în Izmirin sau invers, numiți cum vreți. În al treilea rând, ați transferat pe un spate pe altul, ați pus o bât politică cu accent dur, pentru că inspectoratul fiscal să-și facă meseria lui și nici de cum, când cetățeanul se duce și nu plătiți poliția de asigurare, eu țin, nu-ți prelungesc. Doar este stipulat clar că până la 31 martie, pe care titular de patentă are dreptul să achite polița de asigurare cu suma dată în 2000 și ceva de lei. La noi invers face, știți în ce timpuri trăim, când vânzări nu-s practic, vânzare, cumpărare, procesul ăsta este aproape nul, pentru că este cererea și oferta, nu o să folosesc. Foarte puțină lume la periferie, de aceea am spus că din cabinet se vede una, la locul de pață, se vede cu toate altfel de lucruri. Așa că noi avem de plătit taxe, avem de plătit gazul, lumina, și nu știu cum o să ne descurcăm, avem de plătit copiii care prin școli încă cât de cât nu e atât de bine să încălzești și copiii stau acasă pentru medicamente. Dar spuneți-mi, vă rog, doamnele de la Inspectoratul Fiscal, de ce noi când ne duceți să prelungi patenta, spun că eu nu ți-ați prelungesc, ce are ștampila primării cu coada vacii? Haideți așa, domnul, ce are domnul, una cu alta? Haideți așa, unu, în piață, eu am spus că o să mergem și o să mergem. Eu n-am spus că mergem acum. Noi acum, în primul rând, vrem să discutăm cu voi ca să avem un produs deja avansat cu care să apelăm la toți oamenii. Voi sunteți reprezentanți. Ajutați-ne să facem un produs calitativ. Asta unu. Doi, cu aparatele de casă, poate colegii de la FISC ne ajută să înțelegem, pentru că, din câte știu eu, nu mai îngheață ele decât dacă e minus 30. Da, bună ziua! Acolvanduga, Serviciu Fiscal de Stat. Dacă să vorbim despre aparatele de casă, la momentul actual sunt puse în circulație aparate care sunt conectate cu sistemul Serviciului Fiscal de Stat. Aceste aparate sunt supuse, în primul rând, până la momentul când sunt aduse în Republica Moldova, certificărilor internaționale, care vizează și certificările de producător în parte ce ține de condițiile de funcționare, condiții meteo, și după cum ați menționat și dumneavoastră, adică sunt temperaturi de la minus 15, sunt minus 20, minus 40 până la plus 50. Adică sunt în extreme.
Plus la aceasta, partea de ce ține de asigurare pe piața internă cu aparate, furnizorii se asigură astfel ca în permanență să dispună de stoc disponibil. De la momentul de când am avut certificate primele aparate, furnizorii au menținut că nu ne-am înciocnit de situația ca să avem informații, precum că nu sunt stocuri disponibile și activitatea cărorva agenți economici este cumva periclitată. Plus la aceasta vreau să mai aduc, adică cu o siguranță pentru dumneavoastră, că pe de altă parte, odată cu implementarea sistemului de conectare la serviciul fiscal de stat a aparatelor de casă, sunt puse condiții că aparatele vechi trebuie să fie schimbate pe cele de noi. Și sub aceste decizii, adică iarăși furnizorii de bază se asigură ca să asigure să facă față la o cerere care este pe piață din partea agenților economici, dar nemijlociți și pentru cei care își înregistrează activitățile, pentru că în permanență este această solicitare. Dacă să ne referim pe subiectul 2 care ați abordat vis-a-vis de înregistrarea activității de patentă, vreau să vă aduc asigurări că colegii noștri din cadrul Direcțiilor de Servire Fiscală nu solicită documente mai mult decât cele care sunt stabilite de actul legislativ. Dați-mi voie! În partea ce ține de statutul de asigurare medicală, adică legea impune momentul ca să fie verificat acest statut. În activitatea noastră pe care o practicăm și sub aspectul de a micșora fluxul și aspectul birocratic asupra cetățenilor, de a nu solicita hârtii suplimentare, documente suplimentare care pot fi informații verificate la alte autorități, pe partea de statut de asigurare medicală se verifică informație pe pagina web a CNAM-ului, unde este acest serviciu la identificarea, prin identificarea persoanei cu codul DNP, se stabilește statutul persoană asigurată sau neasigurată. Asta este, adică dacă au fost careva momente, vă rog adică să explicați ca să înțelegem care este momentul și poate adică au fost ceva neclarități. Mulțumesc! Dar din câte știu eu, deci colegi, haideți, noi o să avem o discuție calitativă, dacă o să vorbim pe rând și o să avem o ședință organizată. Din câte știu eu, s-a discutat subiectul ăsta cu CNAM-ul și el este depășit. Corectați-mă dacă... Deci, acum, dacă sunt anumite situații punctuale, după ședința asta, îi dați colegii și ele se rezolvă în regim manual. De subiectul ăsta noi am fost conștienți și s-au dat anumite instrucțiuni în decursul ultimilor două săptămâni. Corect, domn ministru, după cum afirmați, au fost careva neclarități în contextul unor modificări care au fost operate în lege pentru anul 2023. La momentul analizei acestor modificări, noi de comun cu colegii de la CNAM am analizat care este cadrul normativ, principiile de funcționare și în acest sens am acordat recomandările de rigoare colegilor din teritoriu. Dar, cum am menționat, pe partea de verificare a statutului de asigurare medicală se procedează în procedura de verificare pe partea CNAM-ului, la fel cum am făcut-o și în ultimii ani de când a apărut acest serviciu. Da, mersi. Colegi, eu acum o să-l rog pe Dumitru Pântea să explice și să redea viitorul produs pentru titularii de patentă care tranzitează spre activitatea independentă, după care să avem o discuție mai punctuală pe Nu, eu decid cum organizăm această ședință. Haideți așa. Nu-i credit, e grant, doamnă. 10 minute, după care discutăm, dar noi trebuie să avem o structură a ședinței. Mersi, domnule ministru. Stimați invitații, eu o să fiu foarte succint ca să lăsăm timp pentru discuții. Deci, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a demonstrat în anul trecut care suficiente instrumente, resurse financiare ca să susțină antreprenorii și anume pe cei care vor să crească și să-și dezvolte afacerile. Săptămâna trecută au fost prezentate rezultatele pentru anul 2022 și puteți să vedeți pe site că am susținut peste 1000 de antreprenori cu instrumente de grant, granturi și până la 2 milioane de lei în unele programe, cu instrumente de garanții la credite, garanții care au fost în condiții extrem de avantajoase în anul trecut. De asemenea, am venit și cu instrumente de compensare a ratelor de dobândă la credite și alte instrumente de suport. Deci, practic, demonstrăm că putem să ajungem la fiecare antreprenor care dorește să-și crească și să se extindă și să-și îmbunătățească condițiile
de muncă. În acest context și urmare discuțiilor care au fost de până acum, am dezvoltat un instrument și pentru cei care sunt gata să treacă de la regimul de patentă la regimul de activitate independentă. Respectiv, suntem gata să susținem anumite acțiuni de îmbunătățire a fie a condițiilor de muncă, fie alte cheltuieli pe care le suportă beneficiarii în procesul de tranziție. Câteva detalii. Deci, cine ar fi beneficiarii acestui produs de grant? Menționez încă o dată, este vorba de grant, suport financiar nerambursabil. Beneficiarii compensației ar fi persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Sunt titulari de patentă de întreprinzători cu genul de activitate comerț cu amănuntul valabilă la 31 decembrie 2022. Și de asemenea confirmă înregistrarea de către Serviciul Fiscal de Stat în calitate de persoană fizică ce desfășoară activitate independentă în următoarea perioadă. Când vorbim de cheltuielile eligibile în cadrul acestui produs, ar fi cheltuieli privind procurarea și instalarea echipamentului de casă și control cu memorie fiscală și soluții digitale aferente acestora, cheltuieli privind amenajarea sau îmbunătățirea locului de desfășurare a activității, mobilier, cheltuieli de reparație și așa mai departe, alte cheltuieli privind instruirea necesară desfășurării activității, cum ar fi instruiri contabile, juridice, precum și suntem gata să discutăm ce alte cheltuieli ar mai putea să fie eligibile în cadrul acestui instrument. Care ar fi mecanismul de obținere acestui suport financiar? Deci, practic, interacțiunea pe care ODA o are cu antreprenori este absolut la distanță, digitalizată. Persoanele care activează în teritoriu nu trebuie să vină la Chișinău. Intră pe site-ul ODA, descarcă o aplicație pe care o completează, o încarcă înapoi, noi o evaluăm. Evaluăm cheltuielile care au fost realizate, evaluăm documentele justificative, luăm decizia de finanțare și transferăm acești bani pe contul pe care antreprenorul îl notează în acea cerere. La moment, noi discutăm despre un suport financiar de până la 10.000 de lei per deținător de patente care, după cum spuneam, este gata să treacă la nou regim de activitate și suntem gata să discutăm ce alte, cum spuneam, cheltuieli sau acțiuni în tot acest lanț ar trebui să fie îmbunătățite ca să fie cât mai confortabil pentru deținătorii de patente. Mersi! Îmi spune Țurcanu Hergeligiu Eleonora, reprezentantul deținătorilor de patentă raionul Căușeni. Eu am întrebări către reprezentantul Fiscului Principal de Stat, care vizual deja ne cunoaștem. Dumneavoastră ați vorbit foarte frumos, așa, dar realitatea în piețe cu totul alta. Noi am avut o ședință cu domnul ministru, așa, și am abordat problema strigătoare la cer privitor la polița de asigurare medicină, care suntem impuși, șantajați de la început de an. Noi avem drept, conform legii, avem dreptul până 31 martie să procurăm, așa, această poliță cu reducere, 2028 de lei. De ce fiscurile din teritoriu, eu nu vorbesc de Căușeri, eu vorbesc în general din Republică, impun de la 1 ianuarie să procure polița respectivă. Altfel, nu-ți prelungește patenta. Drept confirmare, am adus și două plăți a pensionarilor. Asta e încă totul altceva. Pensionarii care au fost impuși, având deja poliță pe viață, pensionarii, persoanele cu dizabilități, au fost impuși conform nu știu căror legi, au fost impuși, șantajați să achite această poliță adăugătoare medicală. Și asta nu că iarăși până pe 31, cum dumneavoastră ați spus, dar acest pensionar care în plină criză de iarnă și așa mai departe, el a fost impus, aici eu am plăți de la pensionari care au fost impuși să mai procure încă o poliță în medicină.
Și asta nu numai vă spun, că e peste tot aceeași problemă. Și este într-adevăr o problemă foarte mare ceea ce se face în teritoriu. Privitor la polița asta, eu tot vă rog, dacă este reprezentantul Ministerului Sănătății, de unde și conform cărei legi este impus deținătorul de patentă să achite încă o poliță medicină. Cu atât mai mult că legea prevede, patenta se prelungește numai pe 6 luni de zile. Era logic, chiar dacă e o discriminare totală față de pensionari și persoanele cu dizabilități, era logic să fie 2014, dar nu 2028. Sau cum am sunat pe linia fierbinte a CNAM-ului și ne-a dat asigurări că chiar dacă nu aveți bani, nu nimic strașnic, de pe 1 aprilie veți achita 12.636 de lei. Așa, noi despre asta, vreți să mai explicați o dată? Pentru că noi am discutat da, asta, dar asta, mai spuneți o dată. Să mai fac niște precizări suplimentare. Doamna Eleonora, adică situația pe care dumneavoastră ați invocat-o, adică este anume situația de la situația 1 ianuarie și colegii noștri nu au... Noi când am intervenit? Spunem așa, în perioada de 10... După ședința noastră, da? Da. Și colegii au informat, nu au impus pe nimeni, adică să facă această achitare. Dar vă spun, este vorba despre unele modificări care au fost făcute pe partea legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prin care adică s-a apărut neclaritatea vis-a-vis de persoanele care sfășoară activitatea să dispună de poliță medicală. Dar cred că colegii de la CNAM au spus să ofere mai detaliu, anume ce constă în momentul dat. Partea ce ține despre momentul cu procurarea poliției de asigurare medicală, adică acea poliță se procură pentru un an. Și condiția de a achita în preț redus până la situația de până la data 31 martie este valabilă. Adică este dar o garanție care se acordă tot explicăm. Deci a doua jumate de an, noi presupunem că oamenii au să lucreze în continuare da. Și oricum o să aibă nevoie de această asigurare, corect? Așa, eu să fie, deci, adică ea se achiziționează pe un an și voi lucrați pe un an înainte. Chiar să fie situația, admitem că persoana nu va activa. Chiar și în activitate independentă da, este nevoie de această asigurare. De asigurare sau deci și fix așa cum tot în fiecare an s-a făcut. Corect sau nu? Pensionarul să iei, el primește de la 1 iulie cu două polițe în medicină. Doamna Eleonora, așa spun colegii de la CNAM. Mulți pensionari... Da, ok, e altă întrebare, scuzați-mă. Sunt pensionari care muncesc inclusiv în clădirea guvernului. Sunt oameni care muncesc după vârsta de pensionare la angajator în privat. Ei asigurare medicală din salariu plătesc sau nu? Deci, condițiile sunt egale? Cum nu sunt egale? Sunt egale și vă spun de ce. În legea patentei este stipulat destul de clar, în anexă. Noi achităm, iată, așa, contribuția. Eu încă nu sunt pensionară, așa? Și noi achităm la Fondul Asigurărilor Sociale, da? La Casa de Asigurări Sociale, în avans pe lună 1.225 de lei. Condiția ca pensia să fie minimă, înțelegeți? Noi, un om care a venit din diaspora, care nu a achitat un leu, nu a contribuit la impozit statului, ori el a să aibă deci noi avem, doamne Eleonora, eu trebuie să vă rugăm cu toții ca să rămânem concentrați. Eu înțeleg că la produsul ODA obiecții nu sunt. Pentru că dacă sunt, acum trebuie să le discutăm, că data viitoare spuneți că nu e bun. Doi, înțeleg la aparatul de casă, obiecții nu sunt. Pentru că noi discutăm despre cecurile și despre asigurare, care noi vă spunem că asta s-a rezolvat. Dacă sunt imperfecțiuni, nu le regiuni, asta în regim de lucru, de atât și avem grupul acesta de Viber, eu n-am văzut acolo colegii, nu mi-au spus să semnalizați un caz dintr-un raion. A fost așa ceva? După ce noi am rezolvat asta, după ce am intervenit. Ați trimis un caz în care au fost pensionari obligați în continuare sau nu? Desigur, da. S-a rezolvat asta? S-a transmis la fisc? 90% de pensionari deja achitase ca să poată activa. Și asta e pe tot anul. Deci în continuare și în septembrie pot să beneficieze de această asigurare în cazul în care... Dar haideți așa,
Hai să discutăm totuși despre ODA, pentru că i-am invitat colegi, i-am rugat să elaborez. Eu aici la pensionar vreau să adaug, pentru că pensionarul e garantat că nu mai deschide activitate independente și asta majoritatea lor, deși ei n-au să activeze după 31 iunie. De unde știți asta? Păi, asta... Adunări în piață am făcut. Dacă mi-ați ajutat ca să îi... Nu, asta nu contează, asta nu contează. Nu spuneți asta, eu cred că... Sunteți reprezentanți sau sunteți individual? Reprezentanți. Aveți un mandat prin care puteți demonstra că sunt reprezentanți unui grup de... Dumneavoastră, deci asta ca acum... Dumneavoastră, deci ați stat cu oamenii. Și o să fie mai e pensioner, nispărene, plângă Olga, invalid tăroi grupi, pensionier de 10 ani pe staj, я инвалид второй группы, пенсионер, мне 68 лет, я плачу, ам полица, ведь это вятся. Чему я платеск полица, пентруши? Группа-то до уми, ведь это вятся. Пентруши платеся полица. Лукресла пятся, ам патент. Дома министру, сынту, мам не жрать. Ну и на неспорение моему пенсионер, молодежи нуй, тец плекат, пистихотары. А у вас инвалид и пенсионеры. Din oraș Floreș, funcționez în bază de patente. Când au fost propus să înlătureze pacientele, au avut considerare că o majoritate din lucrători care lucrează în piață sunt pensionari. A scoate ei lucra cu aparatul deci, de casă. Pensionarii au o vârstă de la 60 până la 85. Noi, deci încă o dată, noi o să avem... Sunt 5 luni în care asta e doar începutul. Noi o să mergem, o să avem, dacă trebuie, training-uri o să le facem, dacă o să trebuiască să învățăm. Încă o dată ceva și în ceea ce n-am menționat data asta. Noi, conform legii, pachetul ăsta de lege privind dereglementarea, acolo avem o prevedere pentru toți antreprenori, nu numai pentru viitorii patentari care o să facă tranziția. Deci primii 3 ani controlele sunt consultative pentru întreprinderile noi formate. Deci sunt consultative, fără amenzi. Pentru că noi știm că o să fie un efort considerabil pentru unii oameni să ajusteze. Și greșelile noi nu vrem să le pedepsim. Noi vrem să pedepsim evaziunea intenționată, noi vrem să pedepsim încălcările repetate, dar nu greșelile. De aceea, eu tot înțeleg și eu chiar, nu e un subiect ușor, dar trebuie să facem acest efort împreună. Noi o să fim alături așa cum nu a fost niciun minister înaintea asta. Pentru că înțelegem că o să fie un anumit nivel de disconfort la unii oameni și o să fim acolo ca să-i ascultăm și să-i ajutăm. Bună ziua! Sunt secretar Elena Nispăreni. Chiar un mesaj de la mulți, de la patentare noștri. În caz că ne trecem la întreprindere, foarte nu mulți, întreprindere, e persoană fizică în continuare. Fizic, odată ce ne luați patentele și trecem la casă de aparat, foarte mulți leapădă. Vă spun aceea. Sunt tânără, îți văd de 3 ani cu 3 copii minori. Atâta timp cât încă mai lucrez pe patentă, eu mă mai mențin în țară. Atunci ridic mâinile cum pensionerii toți. Dar vreți să lucrați anume pe patentă sau vreți să faceți afaceri? Nu ai unii faci. Domnilor, cum ați fost prin raioane, prin piață. Cât vindeți pe an? Cât vând pe an? Da. Veniți să stați măcar o săptămână, vă rog, o săptămână stați lângă mine, să înghețăm împreună, să vedeți cum merge, foarte slabă vânzare, oameni buni. Nu știți cum stăm noi pe piață, noi nu zicem că fiscul e vinovat, că ei au primit o lege de undeva. Eu cu 3 copii minori, am unul la anul nou și nu după data de 10, dar au fost undeva 2 ori 3, ori data de 3 ianuarie, pe mine mă sună, dar eu sunt la onco de 8 ani. Sunt și grupată. Pe mine mă sună și spune, dacă nu cumperi polița, pe mine nu m-a obligat, dar mi-a spus foaie verde, dacă nu cumperi polița, Elena,
nu-ți prelucesc patenta. Am încercat să spun, mai oameni buni, eu hai că o cumpăr, dar în 2-3 luni, spun câte o leacă, eu am gaz, am lumină, am 3 copii. Haideți ce fac? Îi opresc de la școală și... Nu, nu i-o prins la școală. Foarte mult o să plece. Pensionerii o să lepede de business și ala mic. Noi tineri să plecăm din țară, oameni buni. Deci, eu... Niciun fel de casă, dacă ne puneți la casă aparat, care mai sunt 2-3 de ani de mine tânără, dar eu nu mă pot duce, că eu sunt de stric copii. Știți ce asta? A lăsat copiii pe mâna altcuiva. Pentru asta și mă mențin aici în țară. Nu. Dar dacă merge vorba de așa, vă spunem așa cum este. Am o grămadă pensionieri în prejurul meu. Ei așa și-au spus, dacă nu ne dau patenta mai departe, lepăt, ridic mâinile în sus și mă duc să stau acasă așa cu și mă ține Dumnezeu. Tot așa la lucru și eu îs. Dacă încă ne mai lucrăm pe patentă, uitați așa, la mine spun, iertați-ne de asta, realul. La mine marfa e măruntaie. Vine unul vai de capul lui de la țară, de la sate, și el cumpără un ciorap de 15 lei, da? Să stai mă tale cu mine acolo și să-mi bați cec de fiecare dată, că eu îngheț și bat din mâini și Dumnezeu mă știe cum stau și eu să scot și mănuș și tăt să mă duc să bat casă pe apărat ca să-i dau eu cec la 15 lei a omuleanului și ala. Foarte greu e de a lucra acum pe piață, nu-i business-ul care a fost cândva. Am rămas o mână de oameni care vrem poate cumva să mă mențin aici în țară, să-mi țin copchii. Dar dacă ați ne treceți la asta, la, chiar e o situație foarte grea. E ușor să uitați, dar cum a fost doamna Maia Sandu, cu chiar o grăit, chiar eu am grăit cu dumneai ei, și cum ne-a promis, ca să vă lăsăm patentele și nu știu, de ce nu veniți acum așa în public, cum trebuie până acum a venit? Nu că a să venim. Veniți și vedeți cum stăm noi iarna acum, cum lucrăm, să vedeți doamne, situația. Eu știu asta. Haideți. Știm, dar nu s-o simțit. Uitați-vă, nu trebuie să vorbiți ca și cum nouă nu ne pasă. Eu vă rog, pentru că motivul din care noi discutăm, în loc să facem alte lucruri, noi am decis să ne ocupăm cu asta, ca să vedem unde ajutăm, ca să treceți de data asta, de 1 iulie, cu bine și să continuați activitatea. Asta e obiectivul nostru și eu sper că asta e și obiectivul vostru. Și atunci, eu sper asta și atunci o să fie tot bine. Nu sperați? O să fie bine. Noi ne-am dat și cu cecă. O să ajutăm acolo unde este posibil și aparatul de casă. Noi, Doamne ferește, încă o dată ne-am învățat tare multe lucruri, să sunăm pe Skype și așa mai departe, să ne învățăm și asta. Nu e mare lucru, e un echipament mult mai simplu decât iată asta, e mult mai simplu. E mult, mult, mult mai simplu. Amenzi în primii 3 ani nu o să fie. O să fie controle consultative. Și multe alte lucruri care deja le-am repetat. Domnule Ștefan, vreți să... Da, vreau... Haideți să discutăm totuși. Noi jumate de oră am consumat, eu mai am o oră. Da. Eu înțeleg poziția colegilor mei și indignarea care, ca din toate părțile, aud de diferite replici. În primul rând, vreau să mă adresez către reprezentanții televiziunilor. Și este un post de televiziune care eu tare iubesc, care au fost prin raioanele noastre și au fost la piața din Rezina și au selectat persoanele care s-au expus așa cum este convenabil guvernării și acelea și-au fost arătate. Persoanele care au vorbit deschis în fața microfonelor nu au fost arătate la televizor. Acum, de ce noi, vedeți că vorbim în două limbi. Eu mă uit, dumneavoastră vorbiți într-o limbă, noi vorbim în altă limbă. Vă uitați, mă prezint Alexandru Vișnevski, consilier raional și orășenesc de Rezina. Și eu o să vorbesc de pe două ipostaze, din două ipostaze. Una a mea personală și una a celor pe care eu îi reprezint. Ia ca domnul, nu știu, spunea că trebuie să avem proces verbal, să venim de la Rezina cu un proces verbal la ședințe. Noi la Rezina am făcut o ședință, domnule, și am video înregistrare, fiindcă chiar am căscat gura și n-am luat procesul verbal cu mine. Știți ce s-a primit decizia la adunarea titularilor de patentă și a celor care activează pe activitate independent, întreprindere individuală și SRL în piața de Rezina? S-a primit decizia că dacă după 31 iulie nu se prelungește activitatea în bază de patentă și până atunci Inspectoratul Fiscal nu lichidează
dubla activitate a unor întreprinderi mari care fac importuri, nu lichidează contrabanda, nu îi lichidează indicarea în facturile fiscale între cele care sunt eliberate, prețul diminuat a mărfurilor și chiar circulă mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova care nu au niciun document și vreau să întreb chiar reprezentanții, dar o să vă întreb pe urmă. Titularii de patentă din orașul Rezina, asta este poziția lor, au primit decizia să iasă la proteste non-stop cu cerințe politice. Noi aici vorbim despre faptul că ODA o să ne susțină. Domnule de la ODA, oamenii plătesc câte 8, 6, 10.000 de lei pentru lună pentru consumul de gaze naturale. Voi veniți cu 10.000 de lei care tot firmele voastre, consultanții voștri, o să faceți niște seminarii de ochii lumii, chipurile să ne învățați pe noi. Da, eu zic că lumea pricepe în telefoane și în aparate de casă. Dar ea că am adus un registru de evidență, să-l vadă și tovarășii de zis, Doamne, mă scuzați că zic așa, dar nu la personal. Asta e registrul de evidență a cecurilor care le bate în titular o activitate de independentă. Asta înainte de simplificare. Asta e deja pe activitate independentă certificată. Nu. Nu, domnule ministru, nu spuneți, vă rog, de data din 1 octombrie 21 început. Persoana dată activează un an de zile în condiții politica de fiscală. Domnul Ștescu, politica fiscală nouă, votată pe 1 ianuarie 2023. Bine. Acum, corectați-mă, ajustările astea intră în vigoare pe data de 1 iulie, eu corect? Eu vreau să arăt și condiții fizice lucrează persoana dată. Dar asta că... deja e ieri. Eu da. Vă zic că noi am scos toate absolut toată asta. Toate cecuri zilnici, raportul zilnic. Și dat, domnul Vișnescu, nu o să vă permit să dezinformați, pentru că aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 camere. Eu altceva zic. Asta nu este valabil pentru deținătorii de patentă, începând cu 1 iulie 2023, după ce îi fac tranziția. Corect, domn ministru. Nu vreau să vă permit să dezinformați. Nu vă supărați. Eu nu dezinformez, domn ministru. Dezinformați pentru că insinuați că asta e ceea ce o să trebuiască ei să facă. Nu. Începând cu 1 iulie 2023. Eu arăt altceva. Nu persoana vreau să... Dar dați voi să vorbesc, domn ministru, sau trebuie să strigăm ca la piață. Încă una. Chiar vă mulțumesc la cei care ne-a strimesc pe acasă să mă sperii că eu dacă o să mai deschid gura pe la ședințele din Parlament și de la Guvern, o să am probleme personale. Deja au fost la mine. Acum, de partea ceilalți care am spus, o arăt. Persoana dată activează și bate rapoarte zilnice în condiții de piață, unde este vânt. Și vedeți în ce stare este registrul. Asta nu este valabil pentru deținătorii de patent începând cu 1 iulie 2023. Corect, domn ministru. Mă iertați că ridic glasul, dar altfel nu putem răzbate. Uitați-vă ce am vrut să vă spun eu. Stimați domn de la fisc, eu ca titular de patent m-am adresat la Inspectoratul Fiscal Local, la șeful fiscului și am prezentat un teanc întreg de facturi, unde am arătat că marfa care eu procur de la Chișinău este indicat prețul cu mult mai mic decât cel real. Dumnealui a făcut un demers către Inspectoratul Fiscal Central. Cei de pe loc își fac lucru. Nu s-au schimbat nimic lucrurile. Așa cum a fost indicat prețul nereal al mărfurilor în factură, așa și continuă să fie. Acum întrebarea mea, domnul ministru și stimați angajați a ministerilor, noi o să batem cecuri. Profitul, extra profitul, cine o să-l plătească? Noi sau cel care a eliberat factura? Nu, ne rulaj plătim. Da. Și venitul meu, dacă eu am procurat o marfă care costă 100 de lei, dar în factură mi este indicată în cel mai bun caz 60 de lei, eu pun marja mea deasupra la cei 100 de lei și se primește 120, zicem, cu 20% în mediu, spune marja. De la 120 la 60, eu o să trebuiască să plătesc 60 de lei, profitul meu o să fie. Nu este adevărat. Noi o să plătiți 1% din venit, din rulaj. Deci dacă ați vândut, l-ați comparat cu 10 lei, dar l-ați vândut cu 100. 20, da. Sau costă 20. Noi nu plătiți din profit. De factură. Nu plătiți din profitul noastră, cum acum plătesc agenții economici, 18% profit. Dar noi o să plătiți din venit 1%. 1% din venit. Este o contabilitate extrem de simplă. Actele pe care le-ați prezentat dumneavoastră sunt documente de strictă evidență și cel care le gestionează n-ar trebui să comportă cu el în felul... El îl păstrează. Nu în felul ăsta trebuie să păstrate. Dar ca, dacă e să facem un calcul matematic, să fim obiectivi. Deci noi dacă vorbim acum despre proiectul respectiv de lege, vorbim despre un mod de a duce o afacere, cât mare, cât mică, este altă întrebare. Întrebările cu polița de asigurare țin un pic de alt domeniu. Ele sunt conexe. Deci noi le putem rezolva în paralel. Dacă este o problemă cu polița, noi o rezolvăm în paralel. Dar noi vorbim despre un mod de organizare a unei afaceri. Deci dumneavoastră sunteți, și doamna Delătru, sunteți consilieri locali. Da.
Asta cel mai bine cunoașteți cum se formează bugetele locale. Da. Din ce da. Se formează? Din contribuțiile, din impozite și contribuții. Sunt ferm convins că ați avut multiple situații când ați spus, uite, nu avem bani de una, de două, să îmbunătățim poate condițiile de lucru în piețe. Deci nimeni nu va ia locul de muncă. Din contra, deci exact ce a spus domnul ministru, din banii respectivi sau din modificarea respectivă, noi dorim să combatem aceste facturi diminuate. Deci în momentul în care dumneavoastră o să-i spuneți o dată, de două ori, uite, eu, mie îmi trebuie document confirmativ veridic. Asta o să întâmple o zi, două, după care agentul economic respectiv va fi nevoit, pentru că voi sunteți cei care îi hrăniți pe cei cu bazele în gro. Da. Și în momentul în care, principial, o să cereți factură corectă, o să vă dea. Deci în ziua respectivă, când nu v-a dat factură corectă, v-ați întors. A doua zi v-ați întors, a treia zi vă dă factură. Pentru că dacă nu vă întoarceți dumneavoastră la ei, o să închid ei. Da, aveți deci o logică. Deci este un instrument prin care noi împreună, deci nimeni nu atentează la veniturile noastre. Deci încă o dată vă facem un calcul. Un procent, să presupunem că Dumnezeu cu dânsă, depășiți aceia 300.000 de lei care prevede legislația. Deci eu cu dumneavoastră vă spun. Nu contează, vindeți 500, 600.000 de lei pe lună. Bine, pe an, pe an. Am greșit, vă rog frumos, am greșit. Să vindeți că... Eu vă încă o dată spun, cer scuze, am greșit, pe an. Deci, să presupunem că vindeți 500.000 de lei pe an. Deci aveți de plătit 1%, 5.000 de lei. Azi, dumneavoastră, vindeți, plătiți pentru patentă, mult mai mult. Deci noi dacă vorbim despre schimbarea domeniului de activitate, deci în primul rând aveți de plătit mai puțin, în a doilea rând, deci împreună cu dumneavoastră, noi avem posibilitatea să scăpăm de facturile astea modificate. Deci doar exclusiv cu dumneavoastră, deci în mod individual, nicio instituție de stat nu o să aibă capacitatea să lupte cu o contrabandă. Deci dacă există, haideți să o comunicăm, să o scoatem la iveală. Domnule, stimate domn, dar de ce inspectoratul fiscal, când vede că prietul Mărfei nu corespunde, fiindcă toate facturile sunt înregistrate la fisc, toate, când vede că prețul mărfii nu este indicat real, adică voi cu mâinile noastre, dumneavoastră primiți salarii bune și vreți cu mâinile noastre, eu de la firma Angro, dacă nu cumpăr marfa astăzi, eu mâine la el nu mai intru. Eu vă spun, deodată, dacă eu încep a arăta lui coarni, să mă scuzați și îmi fac zâmbri și mofturi, eu mâine la el nu mai cumpăr, că de-al de mine sunt mulți. Și vreau să vă mai spun un lucru, ceea ce am spus eu la toate ședințele, orașele mari, inclusiv Chișinău, dumneavoastră idei n-aveți, deși noi am spus să veniți prin piață să vedeți care este realitatea, fiindcă în Chișinău lumea lucrează și fără patent, și fără întreprinderi, și fără SRL, și fără mai departe. Și lor, mă scuzați de expresii, foarte să mă iertați, vă rog, li prin fies de fiscu, CNAM-ul, CNAS-ul, noi, SRL și așa mai departe. Și dumneavoastră vreau să vă mai întreb un lucru. Dacă dumneavoastră la vamă încasați TVA și toate taxele la vamă, care este interesul dumneavoastră să ne mai impozitați pe noi dublu, dacă spuneți a doua oară sau a treia oară, dacă spuneți că fie cu voi cu rulajele voastre? Eu cred că este interesul să închideți titularii de patente pentru a facilita rețelele de magazine și piețele trebuie să dispară. Și să știți că oamenii când spun că de la 31 iulie, să nu fie domnul ministru supărat pe mine, dar de la 31 iulie, într-adevăr, lumea ori să ducă. Rețelele de magazine. Fiindcă nu au altă alternativă. Rețelele de magazine plătesc impozit din profit mult mai mare decât se pretinde a fi de plătit din NESE. Deci nu mai spun un lucru. Obiectivul principal acestui proiect de lege este anume... Și cu magazine și cu business-uri puțin mai mari, nu ca noi patentari. Mulți vor să meargă la închidere. Nu este venit, nu avem de unde ține piept. Nu, nu, puterea de cumpărare e mică, puterea de cumpărare e mică. De ce noi spunem veniți la noi în piață? Deci, veniți și vedeți, nu trimiteți un jurnalist care să... Eu cumpărăturile săptămânal mele fac în piață, deci ca să fie clar că tot... Și întrebarea a doua, dumneavoastră ca cumpărător acum mă adresez, de câte ori ați rămas supărat pe vânzătorul care v-a vândut produs în piață? De ce să rămân supărat? Sunt cazuri când sunt supărat, de ce... V-ați adresat la protecția consumatorului? Nu, eu prefer să rezolv problemele pe loc. Deci păi asta și întrebarea, că cei care fac comerț în piețe, nu, nici într-un fel nu încalcă drepturile consumatorilor, înțelegeți? Nici într-un fel, noi ne zbatem pentru cumpărătorul nostru. Noi vrem să, chiar dacă este o marfă care este mai puțin călătătă. Nimeni nu v-a acuzat de asta. Întrebarea este următoare. Prin ce vedeți dumneavoastră că atentează cineva la afacerea proprie? Prin faptul că sunteți
nevoiți să dați un bon de casă care oficializează... Nu e vorba de bonul de casă, e vorba despre următoarea raportare, fiindcă eu, domn ministru... Nu aveți de raportat nimic. Noi avem ca să înțelegeți, noi avem o leacă de experiență deja, când pe parcursul activității noastre ne s-a spus că o să fie bine și ne-am trezit peste un an că nu era chiar bine. Și acum vreau să vă mai spun un lucru. Știți, deși noi suntem, e ca eu, deși sunt așa de rău, ca să mă înțelegeți. Noi am fost la ședința cu domnul ministru data trecută, a spus că, și eu cred că dumnealui a făcut lucrul ăsta, sincer cred că a făcut. Le-a spus la cei de la Ministerul de Interne, nu mai opriți mașinile astea, e drept, domnul ministru. Dați-le pași să lucreze, dați-le pași să activeze. Eu cred că a făcut-o dumnealui. În sensul bun a cuvântului cred că a făcut-o. Și după asta când mă duc la Rezina și vin trei șoferi peste mine și îmi spun că ea că m-a oprit intenționat și mi-a spus și mi-a cerut și mi-a istorcat bani, când la Rezina vine la autogara de Rezina, grupul comun de poliție, ANSA și așa mai departe, și puteți la rând îi amendează acolo. Și cred că eu am amendat pe bună dreptate, dar oamenii străduie în situația asta de criză și de sărășie să iasă cumva din situație, înțelegeți, oameni buni. Și faceți acum ultima frază care vreau să vă spun. Faceți patent pe 2 ani de zile. Încă, în 2 ani de zile, pe toți doritorii, împreună cu ODA, împreună cu cei care sunt specialiști și primesc bani pentru asta și vor să consulte, arătați că activitatea independentă e mult mai bună pentru noi și atunci lumea o să fie de bună voie. Nu așa cum trebuie să încercați acum în răspăr, pentru că lumea primește asta în furcă de atâta până acum, să știți că au fost altfel tratați oamenii ăștia. Chiar vă mulțumim că ne tratați ca pe niște oameni. Eu asta vreau să vă spun, asta într-adevăr aveți o poziție pozitivă, dar lumea așa de mult i-o tras, că lumea e speriată deja și nu mai crede în nimic și în nimeni. Înțelegeți? Lăsați 2-3 ani. Și de atâta vă spun, prelungiți patenta pe 2 ani de zile și după asta niciun fel de ODA și de ajutor să nu fie, ca și cu polița, 2028 și 12.000. Faceți așa condiții și dați-le lumii voie să aleagă. Înțelegeți? Și aici se referă la ODA. Încă o dată, nu vă spărați, domnule, de la ODA, dar 10.000 de lei în ziua de azi când îți faci o activitate sau treci de la tarabă, la o gheretă sau la un magazin sau la ceva, dumneavoastră înțelegeți că o foaie de metal e mai mult decât 10.000 de lei care îi propuneți dumneavoastră. Înțelegeți care e chestia? Doar prima... Eu înțeleg. Și de atâta vă propun astăzi, eu de atât așa am venit să vă spun că pe de o parte am poziția mea personală, că eu înțeleg că nu poți fi în continuu activitatea asta, că asta e ziua de alaltă. Personal nu înțeleg, dar vin să reprezint oamenii care m-au ales pe mine în calitate de consilier și oamenii îmi spun cu totul altceva, de atât așa am spus că să am două poziții. A mea personală și a celor pe care îi reprezint. Dar cei care îi reprezint, eu să știți că la ziua de astăzi oamenii au dreptate. Suntem gata să închidem ușa și să plecăm. Chiar și eu personal care trăiesc o leacă mai bine ca ei. Da, dar dumneavoastră vă uitați la nivelul orașului, da? La nivelul orașului lumea o leacă mai ridicată. Dar noi, în raioane, lucrăm cu oamenii de la sate care sunt vai de steaua lor. Vă spun așa cum este. Eu v-am lămurit bine și eu în ciorap. Dânci mai ieftin, el caută ciorap de 8 lei și eu îi lămuresc că e 15 amuș, nici de cum 8, el poate așteaptă, nici n-are răbdare să mă mai aștept să-i mai dau un 5 lei rest că trebuie să-i dau. Când să mă aștepte omul ăla pe mine cu cecul, să mă duc eu să-i bat cec? Aveți în vedere, într-adevăr, noi foarte mult să-ți lepădăm. Lepădăm și ne ducem și ați vedeți, ori în cazul dat, azi mă duc și azi mă angajez și eu cu 5.000, 6.000, copiii mei n-am să mai aibă o bucățică să o mănânce. Și așa înceapă lucruri rele la cei ce ne așteaptă pe parcurs în Moldova. El a să vrei, n-a să aibă, că eu n-a să am posibilitate să-i dau. A să încerci, ori să apuși de altceva rău, ori să îmbli unii nu trebuie. Colegi, haideți să așa. Domnul ministru, noi cu ODA am terminat, obiecții nu sunt. Pentru că eu vreau din ședința asta să ieșim cu un produs îmbunătățit. Noi facem schimb de opinii și discutăm oportunitatea. Eu vă spun că oportunitatea nu merită de discutat. Haideți să discutăm cum facem mai bine. Noi putem să discutăm foarte mult, dar vine ziua de 1 iulie și fiecare dată când noi o să mergem în cercuri, noi o să pierdem timp. Domnule ministru, avem nevoie. Republica Moldova, cetățeanul este un gunoi de care se poate... Nu este adevărat. Este chiar adevărat. Nu este adevărat. Domnul Marian a vorbit la televizor fără a doua parte. Dumneavoastră a vorbit joi la Călugăreanu fără a doua parte. Ție măcar o opinie. Iată, acum, după eveniment, discutați cu oricine vreți,
mai mult ca bucuroși, probabil, reprezentanții mass media să discute. E cenzura. Nu e cenzura. Domnule ministru, da, din start, concluzia, doamna Veronica, concluzia. Tot așa s-a promis, fiind alt ministru, ex-ministru a economiei și tot cu factorii de decizii din ministerele respective, tot așa ne s-a promis că activitatea independentă va fi super. Pe oamenii care activează în piață, în bază de activitate independent, cu aparat de casă, deja că 2-3 ani cât activează ei, s-au experimentat numai pe persoanele respective. Ei lucrează cot la cot cu noi, în condițiile noastre, și domnul Vișnevski de la Rezina are perfectă dreptate. Dacă asta e în trecut, care e garanția că din 2023 va fi mai bine? Dumneavoastră nu o să fiți veșnic, ministru. O să fie alții. Și noi pe mulți miniștri i-am întâmpinat și am petrecut, așa? Dar problemele au rămas, fiindcă toți dau garanție că va fi super. Care e garanția? Noi vedem deja ce s-a făcut cu activitatea asta independentă. Pe unde numai am ajuns noi și cât s-a falimentat pe activitatea asta independentă. Și încă una, ne băgați aparatele astea de casă pe gât. Deși spunem acum, în condiții de iarnă, luna februarie, veniți în teritoriu, nu Chișinău, veniți în teritoriu, activează piața. 50% în jumătate activează piața, dintre care 80-70% sunt persoane cu dizabilități sau pensionari, așa? Și într-adevăr, majoritatea noi făcând adunări prin piețe, oamenii, hai, nu 5 pensionari o să riște să treacă la aparat de casă, restul toți se închid și pleacă. Nu mai vor că ei se tem, au frică, văzând că colegii lor și se confruntă. Și cum credeți dumneavoastră discuția productivă? Noi și așa, agenții economici care, sau care în subordinea primăriilor piețele, așa, municipale sau nu are importanță, ei deja merg în pierdere, că noi suntem o mână de oameni. Dacă mai pleacă și ceilalți care mai sunt, o să dezică de patentă, piața rămâne și o să activeze piața cu 10 oameni în piață? Hai, fim serioși! Asta eu am spus că este tendința de monopol. Încă o dată repet, am la mine un document foarte vechi, din monitor oficial, 9 februarie 2007. Așa? Aici e scris mult, în variantă rusă. O să citesc numai o frază din această. Adică nu că acum actuala guvernare. O să faceți șxerox, iată, este varianta mi-a ex-prim-ministru Republicii Moldova, chiar personal mie în mână mi-a lădat, așa? Și așa, 2007 vă spun, februarie. Aici e mult, adică știți cum era înainte, petiletă, 5 ani înainte să face plan. Aici e multe, se povestește despre supermarketuri, cum o să lucrez, așa, așa mai departe. Și cel mai strașnic, adică, și nu uitați că și-a accentuat cu negru, adică mai evidențiat, adică pentru toți, așa? Așa. Благодаря интегрированной системе сети супермаркетов и рядов центра логистики, а также увеличение объемов закупок, есть сеть сможет предложить самые низкие цены на рынке. Таким образом, неорганизованная торговля и в первую очередь рынки исчезнут сами собой, будучи в состоянии конкурировать, не в состоянии конкурировать с сетью современных торговых центров, предлагающие низкие цены и качественные услуги. Чи май вредц? Ласа я вам спус, сыну с немецкой патента. Импозит, форфетар, уник, кари вредц. Я вам спус, что дата трекут, патента приведет кто-то алчева. Дар, дака на цара вичин, în țara vecină, unde merge război. Eu acum, pe timp de război, mă duc la kilometru 7, cei mai mari piață din Europa, unde până acum am totuși nu trecut la aparată de casă. Da, le s-a ridicat patenta, vreo 5-6 ani în urmă le s-a ridicat patenta. Le s-a dat o perioadă de tranziție, de la patente la aparat de casă. Și acum, mă rog, conflictul ăsta din 2022. Haideți așa. Dumneavoastră ați dat un document din 2007, eu chiar o să-l citesc, dar... Da, iată, poftim. Dar despre această perioadă de tranziție, această perioadă de tranziție, eu vreau să vă citez alt document, iată, prevederile din legea patentei, votat în 1998. Articolul 8 scrie, patenta se eliberează pe o durată de cel puțin 3 luni,
sau pe o durată ce nu va depăși în total 3 ani. Au trecut 25. O pătrime de secol a trecut. Câtă perioadă de tranziție mai este nevoie? S-a schimbat foarte multe. Deci, noi avem o perioadă de tranziție de 5 luni în care haideți să ne pregătim, haideți să eliminăm acele neregularități care mai există și să mergem înainte. Noi nu avem toată viața de pierdut. Răzvolte-mi. Da, poftim. Dumneavoastră, data trecută n-ați reușit să vorbiți, pentru că ne strămânați timpul, îmi cer scuză. Съюза патентовладателей, предпринимателей, работников малого и среднего бизнеса. Я вижу, что у вас эмоциональный, носящий субъективный характер выступления не убеждают. Я бы хотел обратиться к объективным причинам. Что касается кассовых аппаратов. Кто-нибудь техническую сторону прокачивал этой проблемы? Будут ли кассовые аппараты качественно работать в условиях рынка? Кто-нибудь это делал? Нет, не делал. А это надо сделать, потому что каждый кассовый аппарат, технические условия его работы от минус 10, плюс-минус 5, до плюс 40. Уверяю вас, что минус 10 кассовый аппарат работать не будет. От нуля и ниже аккумуляторы разряжаются, они не держат емкость. Печати не будет. Я вам говорю как специалист. Я занимаюсь техническими проблемами. Кроме этого, когда в 2016 году внедрялась новая система, новая форма работы с кассовыми аппаратами, одним из важных аргументов был искоренение бюрократии, облегчение работы. Вот это, что это такое? Это бюрократия. Извините, министр только сказал, что с июля это не будет работать. Это я понял. Я о чем говорю? Что применение кассовых аппаратов в 2016 году было преждевременным, потому что не было системы отчета легкой. Сейчас она есть, да? Сейчас появилось GSM, все нормально, отлично. Однако технические условия, технические возможности кассовых аппаратов не позволяет работать нормально в условиях зимних условий. Во-первых, я уже сказал, емкость батареи не позволяет отпечатать чек. Дисплей, начиная от минус 5, уже глюч, уже плохо работает. Это не телефон, который вы взяли, включили, и все видно. Даже при 20 градусах. Минус 5, все. Начинаются глюки. Поэтому я вам говорю, что применение кассовых аппаратов на настоящий момент еще преждевременно. Подождите. В 2016 году не было GSM. Сейчас оно есть, позволяет. Сейчас нету таких аппаратов, которые могут работать при низких температурах. Через 2 года, 3 года появятся. Вот тогда, проанализировав техническую проблему применения кассовых аппаратов в условиях рынков, тогда только можно это делать. Кроме этого, связь GSM, они работают в режиме вопрос-ответ. Линия все время занята. Представьте себе, 500-600 человек собрались в одном месте, включили телефон и разговаривали. Рухнет система связи в этом месте. Тоже надо реализировать? Нет. Мы давайте организуем, мы все предоставим. Вот, работайте. А как работать? Кроме этого. Насчет медстраховки. Юридическая проблема. Юридическая. Не эмоциональная, не субъективная, юридическая. Прежде всего, поправку к закону 93-95, или сейчас, секунду, 1593.
предоставили в парламент 29 декабря. Тут же ее приняли, тут же оформили закон, тут же опубликовали. С 1 числа все. Никто, рот никто не успел открыть. Почему? Потому что так сделали, не дали людям высказаться. Что говорит закон, а где министр? Варевинин, скажите. Жалко, он парламентарий. Вы не были парламентарием? Нет. Нет. Но он парламентарий, он знает. Он должен знать закон о законодательных актах, который говорит о том, что разработки проекта законодательного акта парламент или органы, уполномоченные парламентом, то есть правительство, организуют рабочую группу. Для чего? Для того, чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон. Для этого состоит рабочая группа из экспертов, специалистов и так далее, а также представителей заинтересованных сторон. Я представляю профсоюз патентообладателей. По закону профсоюз является законным представителем патентообладателей. Вот эта поправка касается работы патентообладателей. Нас никто даже не известил. Не то, что пригласили в эту группу. Я сомневаюсь, что она была. Не было. Таким образом, вот эта поправка по сути своей является уже незаконной. Нет такого закона. У нас нет регламента. Вот. Следующее. В этой поправке из пункта 4, под части 4 статьи 23 убрали патентообладателей и людей с ограниченной возможностью от уплаты медицинского полиса, если они там являются одновременно пенсионерами. И оставили только владельцев сельскохозяйственных земель, которые они там сдают в аренду и так далее. Только этих оставили. Убрали патентообладателей и людей с ограниченными возможностями. Убрали, ну и что? Это и так понятно и ясно, что в законе 1585 о медицинском страховании установлено, закон устанавливает, что страхователем для пенсионеров является правительство при условии, если закон обязывает физических лиц застраховаться. Такого обязательства для патентообладателей нету. Нет. Нету прямого указания. Патентообладатели должны, обязаны участвовать в системе медицинского страхования. Вот насчет социального страхования. Да, есть. Четко написано. Патентообладатели обязаны в обязательном порядке должны участвовать. Если вы хотите, чтобы патентообладатели обязательно участвовали в медицинском страховании, укажите, четко укажите, прямо, что патентообладатели обязаны участвовать в медицинском страховании. Вы знаете, в 2010 году я обращался в прокуратуру с требованием успокоить председателя этой кассы медицинского страхования убийца. Он буквально шантажировал людей. Мне прокурор, знаете, что сказал? Вы доход получаете? Ну да, получаем. Должны делиться. Вам это ничего не напоминает с 90-х годов? Прокурор говорит по пене. Ну что это? Так, по медицинскому страхованию. Нету прямых указаний.
Так что... Нет, это не все. По медстрахованию, да. По медстрахованию, значит, если... Мы поняли. Хотите, делайте по закону. Следующий. Следующий. До сих пор мы не видели четкой программы перехода от патента к форме работы с кассовым аппаратом. Нет этой формы. Есть 1% и все. Значит, у нас есть основания вам не доверять в этом деле. Почему? Потому что когда в 2016 году был анонсирован переход на новую форму работы с кассовыми аппаратами, патентовладателям обещали отчетность по доходу один раз в год на основании ежедневных отчетов за этот счет. Вот это вот. Участие в системе социального страхования добровольно. Это документ был, раздавали людям. Участие в системе медицинского страхования добровольно. Ставка по доходу налога 1%. Но не менее 3000 лей в год, возмещение расходов на определение ККМ, закрытие деятельности обуславливается с представлением заявления о декларации по доходам налоги и все, по доходу о независимой деятельности. Значит, буквально через полгода после того, как вступила эта вот новая форма работы в силу, с июля месяца, значит, начались обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование. Ввели два регистра. Регистр. Два регистра бухгалтерских дополнительных, которые в отчетности не учитывались. Но тем не менее они должны были быть. Бо. Если их не предоставить, получишь штраф. Штраф серьезный. Зачем? Это борьба с бюрократией. Зачем два лишних регистра, которые не учитываются? Непонятно. Поэтому люди очень осторожно и очень настороженно относятся к внедрению кассовых аппаратов. Вы это должны учитывать. Можно вам ответить? В противном случае мы будем вынуждены прибегать к нетрадиционным методам сопротивления. Можно вам ответить? Да, конечно. Что касается периода транзиции, это как раз то, что говорил и господин министр, что... первый чего вопрос министр, это был... Извините, я не понял. Министр экономики. Первый вопрос, который вы затронули, был технического характера. Да. Да. Нас что производители, что... Ну, мы сами должны понимать, мы не будем ждать глобального потепления, когда у нас будет и зимой, и плюс 15. Конечно. Да? Мы должны организовать свою экономику так, чтобы все было в легальных руслах. Да. И производители, и официальные импортеры этих кассовых аппаратов, и сервичу фискал, все нам гарантируют, что нам не нужно ждать еще 2 года, потому что те 2 года уже наступили, когда есть кассовые аппараты, которые уже могут резисты соула температур межуасы шмаридика. Да? Чинева, ходите. Время пока пропуни. Момент. Йовам аспултат фер интрируперіш в рук фрумоси не респектем. Да? Да, ац менціонат шиді дисплей, шиді батерії. Амо întrebare. Deci ne astăzi încredere în instituțiile statului care vă oferă certificate, care au testat, deci orice produs, ca să fim conștienți. Este certificat. Ne ascultați. Este altă întrebare. Deci este certificate, da. Avem toate actele confirmativi care ne spun că aparatele respective rezistă la temperaturi joase. Deci ele toate sunt certificate, ele au fost testate. Deci nu poți să vii în baza unei declarații, spui că ele vor rezista sau nu vor rezista, așa cum spun unii. Deci doar în baza certificatelor și a probelor
să emite un certificat a unui produs, indiferent care n-ar fi el, că e aparat de casă, că e un cuptor cu microunde. Deci e exclusiv în baza încercărilor. Deci în momentul în care noi avem certificat confirmativ că el rezistă la minus 15 la minus 20 de grade, deci noi atunci avem dreptul să-l scoatem în piață. Dacă el nu rezistă, deci noi avem garanție care obligă furnizorul și producătorul să-l înlocuiască, să ne restituie banii. Ascultați-mă, vă rog frumos. Ascultați-mă, vă rog frumos. Da? Deci partea tehnică noi o excludem. Da? Deci partea tehnică o excludem. În momentul în care spunem că avem pensionari, deci eu încă o dată v-am spus, eu sunt exact așa ca și toți dumneavoastră din sală, eu tot merg la piață la cumpărături, eu tot văd cine face vânzările și cine face cumpărături. Vă rog frumos să mă ascultați. Вам статус вас не позволяет говорить по-русски? Я не понимаю то, что вы говорите. Вы отвечаете мне? Я хотел сказать, что я тоже хожу на рынок. Я такой же покупатель, как и вы. Да? Я тоже покупаю овощи, покупаю другие продукты на рынке. И я знаю, кто там продает. И если он пенсионер или он не пенсионер, но он продает на рынке, да? Да. Это жизнеспособный человек, который умеет считать деньги. Это который умеет читать накладные. Да? Это который умеет заказывать товар, умеет идти на оптовую базу, умеет ехать на 7-й километр, возвращаться потом обратно. И я сомневаюсь, что он не умеет забивать 3 кнопки на кассовом аппарате. Умеет. Тогда в чем умеет. Проблема? Проблема в применении кассового аппарата. Потому что в настоящий момент технически это невозможно. Вопрос. Это невозможно, вот вопрос, а очень тяжело. Вопрос ко всем вам. Вот кто из вас лично день проработал с этим новым кассовым аппаратом? Отучается ли на пиаце, что он тестат? Я куда-то воспомнил. Лично ворбин без прилукуры и потетичи. Лично ворбин без прилукуры и потетичи. Нимин. Дар нимин дин думне вастры, но опасат у адату он бутон пил на семене аппарате кассы. Но аслукрат ози. Cu el, dar dumneavoastră veniți foarte ferm cu convingerea că el nu lucrează. Deci noi, încă o dată vă spun, noi suntem la etapa în care facem o perioadă de tranziție. Deci exact ce a spus și domnul ministru. În momentul în care noi le încercăm și se adeverește cele spuse de dumneavoastră, că nu lucrează display-ul, că la minus 10 nu lucrează bateria, că, apropo, deci cu GSM-ul, deci în piața Marilor Naționale, când avem sărbători și festivaluri, 10 de mii de telefoane mobile funcționează. Exact așa se întâmplă și la toate festivalurile care au loc în hramurile orașelor și a site-ilor și în răioane. Deci nu ține de partea tehnică. Partea tehnică este cea mai simplă care poate fi modificată. Cel mai dificil de modificat este deprinderea noastră de a lucra neoficial. Deci asta e cel mai greu ce trebuie noi să modificăm. Eu v-am propus. Noi avem o perioadă de tranziție, cum a spus și domnul ministru, 3 ani. Deci, noi nu aveți de făcut raportări, deci în zadar... 3 ani mai bine patenta și îl prelungește. Și ce o să întâmple după 3 ani? Iar o să spuneți că mai avem nevoie încă de timp ca să... Nu poate, deci nu poate. Încă o dată, eu sunt termin. Patenta de întreprinzător are de acum la bază 25 de ani în spate. Corect. Ea a fost creată pentru ca cetățenii să poată exista aici în Republica Moldova supraviețuire. Așa, în schimb, ca statul să se deschidă viza în paralel locuri de muncă. Dumneavoastră, câți oameni erau atunci cu 25 de ani în urmă, câți acum ia, și nu uitați că noi activăm de la orele 8 până la orele 12, pentru că lumea mai mult nu este, nu circulă lumea că nu are cu ce împiece. Asta a doua la mână, este locul creat cu mânuță de sănătatea și banul nostru. Jos mâna de pe patentă, nu vă găzbărați de ei și vreau să vă spun încă o dată, fiindcă statul nu poate lua ceea ce ne-a dat cetățeanul. Voi suglumați cetățeanul, s-a transformat practic într-o cârpă. În Republica Moldova aveți nevoie doar atunci când veniți la alegeri. Cetățeanul este anulat, făcut una cu pământul. El nu mai poate rezista. Măcar te duci noaptea, nu mă gândești și spun, adă-i o zap și încalți copilul și îți plătesc mânii când mă uit acum doi. Înțelegeți? Nu-mi place politica! Veniți ca oameni, ați avut 2 săptămâni sau 3 săptămâni de zile. Veniți la Ștefan Vodă! Veniți să ies cu un bate și aia plâng! Sâmbătă să descălțau săracii și flau! Dă-mă-te uspăcoiți! Nu ne legăm de aparate, că lucrează cu lucrează. Noi lucrăm cu persoane foarte slabe, de grad jos. Nu vine un moș, o să mă aștepte să-i dau ce? Uspăcoiți! Dacă el nu vrea să... Haideți să înțelegem, ok, de o chestie pur de procedură. Deci ascultați-mă, vă rog frumos. Deci eu v-am spus, eu
cel puțin de două ori pe săptămână sunt în piață. Cu niște personale. Deci în momentul în care eu mă duc la piață, nu am avut odată dacă o ar situație. Dacă să vin și la Nisporieni și la Ștefan Vodă să mă duc cu mare drag. Dar încă o dată vă spun, deci eu nu am văzut o situație în piață ca să fie coadă și lumea să fie extrem de grăbită, să nu poate să aștepte un bon de casă. Nu-l poate aștepta Dumnezeu cu dânsul să plece. Meserie... Păi da, eu închet, eu pentru asta și tremur, pentru deci, acel cumpărător. Oameni buni, deci noi discutăm două lucruri absolut diferite. Deci noi vorbim despre, pe de-o parte, discutăm de felul cum noi trebuie să organizăm. Ascultați-mă, vă rog frumos. Deci noi, pe de-o parte, încercăm să organizăm, spunem așa, afacerile în țara asta într-un mod, într-un mediu legal. Deci noi nu vorbim de dumneavoastră. Deci noi, ca și domnul a atenționat foarte corect, deci noi avem între dumneavoastră și buget care trebuie să vă creeze dumneavoastră. Adică dumneavoastră, în loc să lucrați cu patentă, în frig, fiind văduvă, îmi pare rău, și cu boli oncologice și pensionari. Deci la ce bun trebuie noi să-i chinuim? Deci noi trebuie să le menținem status quo-ul ăsta de condiții să lucreze în frig și în nevoie și în ploaie, fără clienți, da? Când noi am putea să legalizăm partea tenebră a economiei și să vă oferim dumneavoastră un venit decent, stând acasă, îngrijind copiii, pensionarii să stea acasă, să nu iasă în frig. Deci dumneavoastră ce alegeți? De acord. Vrem pe patienta sau acasă? Ascultați-vă, rog frumos. Deci noi acum alegem între două lucruri. Deci un lucru la care voi țineți foarte mult este că noi să ținem în continuare invalizei și oamenii nevoiași, să ținem în piață în frig, da? Sau să depunem un efort comun și să legalizăm partea tenebră a economiei din Republica Moldova și să oferim venituri decente tuturor acestor pături sociale, astfel încât ei să nu aibă necesitatea să iasă în piață. Deci eu mă miră faptul că noi avem consilieri locali care lucrează în instituții publice, care gestionează banii publici, care știu că ei sunt absolut insuficienți în toate domeniile, în toate instituțiile, și toți banii publici sunt formați din contribuțiile agenților economici. Deci noi trebuie să înțelegem o chestie. Sau noi avem nevoie că bugetul unui raion, dumneavoastră sunteți din Rezina. Deci bugetul unui raion este format din contribuțiile mai multor agenții economici. Deci noi avem nevoie, de exemplu, deci nu vă legați de cifre, eu vă dau un exemplu, 1 milion de lei. Da? Deci milionul este de lei. Noi ori îl luăm de la partea dreaptă, care sunt agenții economici, SRL-uri, societăți pe acțiuni, care au angajați, care au plătesc impozit din profit, plătesc asigurări medicale pentru toți angajații, plătesc asigurări sociale pentru toți angajații și îi sugrumăm pe dânșii și le luăm, de exemplu, iarăși, nu vă legați de cifre, și le luăm lor 50% din venit sau împărțim la toată masa asta de oameni care activează în raion și le luăm câte 1%, câte 2, câte 3, ca să strângem același milion, poate chiar mai mult. Poate să strângem 1.200.000, dar de la toți câte un pic. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în momentul în care o parte societății va plăti la infinit, deci ei vor fi sugrumați, pentru că exact cum spune și doamna, deci oamenii în țară nu sunt. Deci ei n-au dispărut de-alaltă ieri, de când s-a pornit proiectul ăsta de lege. Deci asta e o chestie cronică, asta e o tragedie națională, dacă vreți să spunem. Vă rog să mă ascultați. Asta e o tragedie națională. Deci noi nu putem schimba, din păcate, peste noapte. Noi nu sunt nas copii. Deci noi avem nevoie să distribuim această povară financiară, fiscală, la cât mai mulți oameni, în proporție cât mai mică. Deci noi suntem perfect conștienți de faptul că dumneavoastră sunteți partea asta din afaceri cea mai vulnerabilă. Deci nimeni nu pune la îndoială chestia asta. Deci voi sunteți cei mai vulnerabili. Cei mai, spunem așa, activați în condiții cele mai dificile. Exact pentru asta. Deci cine am spune noi? Că mult, că puțin. Deci noi suntem perfect conștienți de faptul că aveți de făcut o trecere, o schimbare. Deci imaginați-vă că mâine, nu știu, avem de trecut pe alte direcții de să circulăm pe drumuri. Deci poate există o logică în asta, dar asta o direză o perturbare în societate. Exact pentru asta e ответ на ваш вопрос. Da. У нас будет транзитный период. 3 года. Да, от 3 года, 3 ani în care noi, nu e vorba doar de modificarea asta la activitatea
de întreprinzător, dar la nivel de țară. Deci noi avem intenția să modificăm modul de funcționare a instituțiilor de control. Deci noi trebuie din bâtă, noi trebuie să le transformăm în consultanți. În instituții care să vină, în primul rând, să vină să-ți spună, exact așa cum se întâmplă și cu un agent de poliție. Deci, de cele mai multe ori, când a văzut că ai făcut o încălcare neintenționată, deci eu mă bucur că la noi așa se întâmplă. Deci, îți spune, uite, ai grijă că ai încălcat, data viitoare să nu mai faci. Deci, noi la asta vrem să ajungem. Vine o dată și îți spune, vine a doua oară, după care, dacă o vede că o faci cu rea intenție, sau că o faci repetat fără ca să ții cont de prescripțiile care ți le-au făcut, deci atunci oricine este posibil de pedeapsă. Deci dacă el e intenționat, face evaziune fiscală. Și în cazul nostru, deci noi avem 3 ani în care nimeni nu vine să vă pedepsească. Toate controalele care vor avea loc vor ține exclusiv de a vă instrui și de a vă aduce pe calea legală. 3 ani, oameni buni, dar deci 3 ani. Dar tu înțeleg. De ce să iasă? Dumneavoastră, dacă sunteți reprezentanți și noi venim aici și avem o comunicare, o discuție, și dumneavoastră înțelegeți care este logica și avantajul acestei modificări, dumneavoastră trebuie să le explicați. Oameni buni, intenția lor, deci noi am respectat, noi ne-am dus cu o anumită idee și noi ne-am convins că intențiile lor nu sunt atât de rele. Deci haideți să încercăm să facem chestia asta. Dacă nu va merge, pardon de să termin gândul și, dacă nu va merge, dacă ne-or îngheța aparatele de casă, dacă nu vom putea noi să butonăm să apăsăm trei butoane, deci atunci ieșim cu proteste că nu merge și nu-i bine. Nimeni din voi nu a lucrat o zi, o jumătate de oră cu aparatul de casă, dar voi deja știți că el nu lucrează. Nici nu ați văzut măcar. În alege toamna Maia Santu a spus că ne lasă patentele pe 3-4 ani. Unii sunt cuvintele aici. Patentele rămân pentru alte domenii de activitate. Da, unii sunt cuvintele. Patentele rămân pentru alte domenii de activitate. Încă o dată. Deci, haideți să uităm de câteva lucruri care sunt importante. Deci, noi uităm de hârtiile astea de pe masă. Deci, ele nu sunt valabile. Tot ce înseamnă raportări, tot înseamnă mesaje primite prin telefon. Deci, hai să fim serioși. Deci, oamenii care sunt în piață, toți au cel puțin un telefon mobil. Deci, am citit recent o statistică urâtă, proastă. Deci oamenii au omenirea, da? Deci oamenii de pe glob au, mai mulți oameni au telefoane mobile decât acces la toaletă. Deci este un exemplu rușinos, dar asta este. Orice om care intră pe poartă pieței are un telefon mobil. Fiscul nu are decât în baza rapoartelor care le generează automat aparatul de casă. Deci nu aveți din blat cu hârteuță, ascundeți-le, vă rog frumos, ca să nu facă, să nu fie motiv de discuții. Ultimii deci, bătut ieri. Deci orice aparat de casă raportează automat și automat vine mesaj din științare beneficiarului cât are de plătit 1% din vânzarea care el a generat-o. 1% din vânzare. Nu ai de făcut aritmetică, nu ai de făcut matematică superioară și fizică cuantică. 1% din vânzări. Actualmente, dacă să fim sinceri, deci actualmente voi plătiți mai mult pentru patentă decât prevede legea respectivă. Plus la asta ce oferă colegii de la ODA, nu-i mult, este adevărat. Oferă până la 10.000 de lei, deci dacă un aparat de casă costă până la 5.000 de lei, deci de asta vă rămân încă 5 și grant, oameni buni, e grant. Deci vă rămân încă 5.000 de lei ca să-i cumpărați, nu știu color, o uniformă, o mănușă de iarnă. Dar cine le dă gratis? Nu, să-i dea gratis. Dar cine trebuie să vă le cumpere? Uitați-vă. Domnul Garaz nu știe toate detaliile. Nu. Nimeni nu face experiment. Deci. Nu e adevărat. Nu se experimentează. Deci, eu în primul rând o să încerc scuze, o trebuie trepide la CSE să merg pentru că trebuia să votăm compensații pentru antreprenori, pentru facturile la gaze naturale. Și de ce a trebuit să fug? Să nu luați asta ca disrespect față de această... Deci, colegi, noi o să avem multe discuții, dar dacă noi o să mergem în cercuri și o să discutăm despre oportunitate, noi nu o să ajungem nicăieri. Haideți să discutăm despre ce mai ajustăm. Legea este destul de clară, termenul este destul de clar. Dacă vrem să evităm surprize neplăcute,
care puteau fi evitate, haideți să lucrăm împreună acum și să vedem ce mai ajustăm și ce mai corectăm, pentru că dacă o să vină, de motivul din care noi avem și o să mai avem aceste discuții, dacă vine 1 iulie și apare o surpriză neplăcută, o să fie atât responsabilitatea Ministerului, cât și responsabilitatea voastră ca reprezentanții patentarilor. Corect. Pentru că dacă nu o să lucrăm eficient, să eliminăm acele probleme care pot fi eliminate la moment, atunci vina și responsabilitatea o să o divizăm în fix jumate în jumate. Deci, cât mai eficient, cât mai clar discutăm, ce putem ajusta. Am fost vizat și vreau să vă întreb. Foarte bine dau eu seama și am o experiență de 5 mandate deja ca consilier, așa ca să înțelegeți, că eu perfect înțeleg care e situația. Și cu bugetele locale, și cu bugetul republican, și cu activitatea noastră și a dumneavoastră, și ceea ce este în țară. Eu mi-am făcut o impresie personală a mea. Dumneavoastră, sau statul, prin funcționarii săi, nu vrea să facă reguli în această economie. Dar asta... stați ca să înțelegi. N-ați iradiat contrabanda, fiindcă eu iar repet, scară cu camioanele. N-ați iradiat dubla contabilitate, n-ați iradiat salariile din plic, n-ați creat locuri de muncă, dar ați găsit 6.000 de patentari care au mai rămas titulari de patentă la ziua de astăzi și ați făcut vinoveții în toate ce se întâmplă în țara asta. Nu e adevărat. Stați, Uleac, eu vreau să vă spun. Eu vreau ca dumneavoastră să spuneți azi tare și sus, peste 6 luni de zile, toate aceste probleme care le-am enumerat eu, o să dispară? Să știți, și a doilea moment, eu am spus o întrebare la Ministerul Finanțelor, dacă dumneavoastră încasați la vamă când se importă marfa, TVA și acciză și alte impozite care se impozitează mărfurile la intrarea în Republica Moldova, dumneavoastră, ce mai vreți de la marfa asta? De câte ori vreți să o impozitați? Eu pe bunii vorbesc chestia asta. Adică noi suntem cei care fac comerț, noi suntem albinuțele care împrăștiem marfa asta pe la tarabe, mies în piață. Până la oameni. Înțelegeți? Noi adică avem și noi plus plătim și fondul social și polițele de asigurare, întreținem întreprinderile astea care sunt numite piață comercială, fiecare cu denumirea ei. Înțelegeți? Dumneavoastră propuneți ca taxa pe care o plătiți fie zero sau nu înțelegeți? Care taxă? Noi vrem să plătim taxă. Noi pur și simplu nu vrem să facem lucruri dumneavoastră. Înțelegeți? Fiindcă eu de când vorbesc, noi, uitați-vă și primești, că de fiecare dată guvernările încearcă să ne puie, să ne treacă la nouă formă de activitate. Și eu înțeleg că asta e bine, dar atunci când lucrează tot sistemul, dar atunci când s-a stricat sistemul și noi încercăm de jos... Haideți, în primul rând, dacă impresia cuiva în această sală sau cine ne privește este că noi în guvern și noi în Ministerul Economiei ne ocupăm doar de asta, atunci asta e greșit. În afară de asta, noi avem un proces foarte intens pe simplificarea activității SRL-urilor, că o să fie mult mai fluid decât acum. Alt proces, alt grup de lucru pe eliminarea acelor raportări care sunt inutile. O să avem o optimizare masivă pentru întreprinderile, mai ales mici, a sistemului de raportare. Ținta aici este un raport anual. Vedem cât de posibil este ea și cât de fizabil este ea până la sfârșitul anului acesta. Avem o mulțime de procese de debirocratizare. Eliminăm, tăiem ca în curechi în fiecare lună, avem câte ceva care iese din acest minister. Nu trebuie să credeți cineva care ne urmărește că asta e tot cu ce ne ocupăm. Așa se întâmplă că subiectul acesta obține o vizibilitate sporită din cauza curiozității oamenilor, nu știu, nu vreau să explic și nu vreau să intru acum în deducții, dar nu este nici pe de aproape ce e tot cu ce ne ocupăm. Chiar acum s-au votat, vă zic, 230 de milioane merg în conturile întreprinderilor care consumă și plătesc facturi exagerate din cauza crizei energetice. Printre aceste întreprinderi puteți fi și voi atunci când o să vă dezvoltați și o să creșteți. Și statul ăsta, prin ODA, prin politicile sale, este aici nu ca să vă țin acolo la colțul pieței, dar ca să vă ajute să creșteți, să vă dezvoltați, să vă sofisticați activitatea. Nu e adevărat. Ca după asta, asta e o investiție, dacă vreți. Primul grant acesta de 10.000 de lei este doar prima investiție. Noi investim în economie ca economia să crească și să plătească impozite corecte statului. E foarte simplu. Dacă se poate, timpul e limitat de tot,
Domnule ministru, noi pe, probabil sunteți la curent, noi pe 18 ianuarie am fost în incinta Parlamentului. Am susținut alături de un deputat din opoziție o mică conferință de presă. Cu speranța că măcar de la acea tribună vom fi auziți și nu ignorați. Practic, a fost zero. În zadar a fost această conferință de presă, cu atât mai mult, după noi, știți, ne mândrim, am fost ultimii cetățeni patentari care am avut ocazia și accesul în acea sală de presă ca să ne expunem punctul de vedere, reprezentanți, durerea noastră din teritoriu, a patentarilor. Și eu vreau să vă întreb, dumneavoastră, în 2019, fiind în Parlament, fiind în opoziție, sunteți autora unui proiect din 2019, semnat de dumneavoastră, de președintele țării Maia Sandu, de Igor Grosu, atunci când erați în opoziție, tare ne jăleați. Eu nu trebuie să intru în nota informativă, o să aveți acces toți, cât de mult suntem susținuți și jăliți și cât de mult băteți în fosta guvernare care era și erați de partea noastră. Așa? Acum, ce s-a schimbat? Din 2019 am avut perioada de COVID, lockdown, am avut stări de urgență la pachet, cum am exprimat. Și ce s-a schimbat bun de v-ați schimbat poziția dumneavoastră? 2019, ce s-a întâmplat cu acel proiect? A fost votat? Acel proiect, eu nu știu dacă a fost votat, dar a fost proiect și interesant, nota informativă. Nu, de asta știți foarte bine. Pe cât timp se propune extinderea în 2019? Până în 2022. Până în 2022. Acum în ce an suntem? În 2023. În 2023. Eu să mai semnez încă un proiect. Da, s-a schimbat ceva în țară. Proiectul acesta, pe care l-am semnat în grup mai mulți deputați, a fost votat. Și a fost susținut până cu valabilitate, până, deci s-a extins patenta până 31 decembrie 2022. Acest termen a expirat. Ați vrut poate ca noi să nu extindem cu aceste 6 luni ca să pregătim tranziția? Așa era mai bine? Nu era mai bine așa. Dar noi, cu părere de rău, Moldova, ceva, din, trebuie să spunem până la urmă, corect, ca să înțeleagă. Domnule ministru, păi iată să spun. Moldova, cu părere de rău, merge economia. Cetățenii sărăcesc și sărăcesc. Exotul este și este. Și care e siguranța dacă apară de casă? Eu să am mai mulți cumpărători? Eu nu o să am mai mulți cumpărători. Condițiile care? Care sunt condițiile? În primul rând, noi toți, locul nostru e de muncă, ghereta și metalul și ăla care noi avem. Da, dar nu e locul nostru. Într-o bună zi, chiar dacă eu, de pildă, depun cereri la ODA... Noi nu discutăm oportunitatea, legea este destul de clară. Haideți să discutăm cum îmbunătățim. Noi încă o oră jumate am discutat despre dacă asta poate cumva să fie revizuit. Eu v-am spus ședința trecută, ședința asta nu poate fi revizuit. Acum întrebarea mea. Aceste ședințe sunt utile? Mai vreți să le facem? Sau nu are sens? Nu are sens. Nu are rost. Cu atât mai mult, atunci dumneavoastră când a semnat acest proiect, da, cu autor, cu alți, erau patentari, da, peste 9.000 de cetățeni erau. Oamenii de la bine nu fug. Am rămas 5.000 și un pic, da, câteva sute. Oamenii unde e bine nu fug de bine. Dacă am rămas așa de puțin, înseamnă că ceva se petrece în țara asta, cu economie și așa mai departe. Deci eu vă spun, deja noi vă așteptăm, nu are sens să venim aici, că e canuca de perete, nu ne înțelegem, vă rog frumos, iată să începe luna februarie, vă rog frumos în teritoriu, în pieț, astăzi să vedeți realitatea. Astăzi noi am putut fi mai eficienți în a discuta exact cum putem să ajustăm ceea ce vine. Alegerea dumneavoastră a fost să nu discutăm despre asta. Noi o să continuăm unele consultări, poate individuale, să vedem ce facem cu produsul acesta ODA, cum îl ajustăm, cum îl îmbunătățim, oricum o să avem un produs pentru a finanța antreprenorii. Și o să continuăm discuțiile cu cei care vor să aibă această discuție. Nu va fi prelungită patenta. Nu o să dau în niciun caz speranțe false.
trebuie să întoarcem această pagină. Au trecut 25 de ani. Totuși oamenii se ies. O să ies și eu la ei, dacă o să decidă ei. Bun. Позвольте, я да, буквально несколько слов. Я требую сплек дино. И 11 жумат, что я требую сплек. Так вы уже уходили. Не решилась проблема. Короче, по поводу медстраховки для пенсионеров. Если патент... можно как бы и прекратить, и закон это не запрещает, то по поводу медстраховки здесь мы считаем, что прямое нарушение закона. Вы уже согласились, что проблема юридическая есть. Есть. Можно пересмотреть, есть, если есть. Это решаемо, то... Юридическая проблема есть. Кроме этого, в пояснительной записке к проекту было указано, что это делается для того, чтобы уравнять возможности или там права торгующих. Правильно? Там есть такое, да? Но вы не можете уравнивать права, ущемляя права других. Чем? Тем, что вы забираете право на медстраховку за счет государства. Понимаете? Пенсионеры имеют право страховки за счет государства, а не пенсионеры платят сами, по желанию. По желанию, еще раз повторяю. Нет обязательства для пенсионеров. Поэтому закон прямо запрещает. Закон прямо запрещает ужесточать положение одних, чтобы сравнять их с другими. Это невозможно. Это неправильно. Это нарушение прав человека. Это что касается медицинской страховки. Теперь. Вы коллегу до вас, а врога спутаться. Если можно, я мультом аскутата, я не закончил. Извините, но ваши коллеги... Наши коллеги слишком эмоционально воспринимают происходящее. Влад, повторим. Да, потому что я вот полтора часа слушал, и мне интересно. И что? Я интруари, который масуры сынт ин позиция консультатом министру, да, вин дим приват. Deci noi vorbim de etichetate, noi vorbim de documentele astea care vrem să le scoatem și ele se scot. Deci legea patentei a fost votată în 1998 pentru a tranziționa dintr-o companie economie sură total în ceva mediu și pe urmă crește. Cum a spus domnul ministru, în lege era scris nu mai mult de 3 ani. Deja sunt 25 de ani de tranziționare, e timpul deja să ne să trecem. Eu din practică vă spun că aparatele de fiscale lucrează și la -7 și la +30. Cu mâinile mele personal. Acolo nu e nimic complicat. Într-adevăr, câteodată se fac greșeli, dar fiscul foarte frumos gestionează toate greșelile astea dacă ai scris un document. Deci nu e nimic complicat. El lucrează la minus, el lucrează la plus. Pentru voi, în cazul dat, se fac așa niște condiții simple, pentru că noi, SRL-urile care cândva activam eu, sunt ideale. Deci și bani mai repede, și posibilitatea de a raporta zero, și un procent din mâză. Acum, toți voi ați vorbit despre nimeni nu dă garanții. Pentru asta noi facem întâlniri așa, ca să vedem ce putem noi, în cazul dat, Ministerul Economiei, să vă facem ca să fie garantat o oarecare tranziție, ca să fie confortabil. Una din lucruri noi am spus că 3 ani de zile, control consultativ, 3 ani de zile, doar pentru a învăța, a ajuta, a susține. 3 ani de zile, nicio bâtă, nimic, doar cu posibilitatea să apăsăm butoanele care trebuie. Noi, într-adevăr, avem telefoane și aparate fiscale sunt foarte simple. Ce mai putem să ne facem noi ca tranziția să fie mai ușoară? Noi avem până în 1 iulie o posibilitate să aducem cât mai multe lucruri ca să putem să tranziționăm și să venim piață. Încă o dată, eu n-am terminat, vă rog frumos. Deci noi, dumneavoastră dați un exemplu foarte frumos în Ucraina, că acolo o scos asta, dar în România nu v-ați uitat că acolo sunt persoane fizice autorizate. Sau un piață în Europa în care tu te duci și cumperi cu... Deci stați un pic, stați, noi, cum am spus, stați. Deci noi vorbim ca să putem să primim pensiile, se formează din niște incasări care le fac antreprenorii. Eu, stop,
Deci aici au fost o întrebare foarte importantă și niciun patentar nu a putut răspund. Care sunt vânzările voastre? Не поддавайтесь эмоциям, говорите спокойно. Я не поддаваюсь эмоциям. Какие ваши продажи? Deci dumneavoastră vreți să-mi spuneți că nu puteți calcula un an de zile vânzările așa, eu vă explic eu. De mult lucrez cu bazele Angro din Chișinău, așa? Și chiar eu aș vrea de pildă să eu să nu-mi dai pe factură, așa? Eu aș vrea de pildă, că eu știu că nu fac contabilitate, dar orientativ am luat de 2.000 de lei, pe urmă de 5.000 de lei, vrei, nu vrei, să adună suma, așa? Și mai ales că am avut cazuri că li s-a ridicat patenta, s-a lichidat patenta, de atâta că a depășit plafonul ăsta de 300.000. O depășit. Au fost cazuri chiar la noi la Căușeni. Le-au spus, ori treci la altă formă, ori gata, nu mai activez, așa? Și eu chiar aș vrea. Și iată, măcar că nu duc, măcar că am și marfă de la Cargo, așa? De la kilometru 7. Și bazele se atiecă și încă nu știu ce, așa? Și credeți că? Și tot timpul stau cu grijă. Acuș să nu depășesc plafonul ăsta respectiv. Nu mai depășesc. Că dacă îl depășem, fiscul cu mare drag vine și ne ridica patenta. Este programă la fisc unde tot asta se monitorizează. Înțelegeți cum? Chiar dacă eu nu am tot este toată factura de la bazele Angro. Când tu procuri ceva, factura fiscală... Spus că facturile sunt mai jos și voi le luați. Păi stați, nu, sunt și așa. Sunt și așa. Deci, eu, de pildă, vă spun eu. Care sunt vânzările dumneavoastră? Eu vă spun, eu 300.000 pe an nu depășesc. Înțelegeți? Eu n-am întrebat dacă depășiți sau nu, am întrebat care sunt vânzările dumneavoastră. Nu am contabilitate și nu fac. Dar iată să vă spun. Ia să vă explic, vă dau un exemplu. În lockdown, m-a ținut ca pe niște oi în casă 2 luni de zile, așa? Și eu am lucrat, am trăit din banii lui soacră mea și al lui mama din pensie, am trăit, că nu avem cu și. Ca să știți atunci când noi... Asta la emoțional. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, nu degeaba, pentru că în momentul dumneavoastră nu depășesc cu 300.000, nou program vă dați și mai puțin să achitați. Doar că trebuie să arătați. Dar nu ne trebuiește nou ceea ce se experimentează iarăși. Destul s-a experimentat cu colegii noștri. S-a experimentat și noi nu mai vrem. Asta șoară de pe gard, că și e de mână. Eu cred că aici punem punct, pentru că 4 oameni în același timp strigă. Înseamnă că am acoperit tot ce a trebuit să acoperim. Dacă o să fie dorință, o să continuăm aceste ședințe. Vă mulțumim. Ca să lămuresc la oameni despre activitatea dependentă, ca să nu iasă la proteste, să nu rămâie cu întrebare nerăspuns. Ce spun eu despre activitatea independentă? Aparatul de casă, trebuie să le procure ori nu? Gospodin ministru, vă interesează ce îmi domnule Leba, aparatele de casă, trebuia să le procure cei care... Așa e. Ce mă dat svece vă la revizor? Că voi uști că păcare. Ori își poate să vezi și nu vor să vă mine 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 să Я хочу, чтобы те, которые идут, будут не умрать, экономить не было, но сейчас